Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Petrică Mățu Stoian a decedat în noiembrie 2021. Dispariția fulgerătoare a îndrăgitului cântăreț de muzică populară Petrică Mățu Stoian a șocat lumea artistică. Ați putut auzi pe acest canal cele mai noi informații despre acest caz. Tot aici ați putut vedea clipul cu înmormântarea propriu-zisă. Și le veți găsi în descriere. Acum avem noi imagini cu locul de veci al marelui artist de la Isverna, care este îngropat în Craiova la cimitirul Ungureni. La cimitir putem vedea că locul său este întreținut și plin de flori. Cel mai probabil admiratorii și rudele, cât și prietenii, au grijă ca acestea să rămână în condiții bune. Putem vedea și mesajul. Și pulbere țărână de tine să alege, căci asta e a lumine strămutată lege, nimicul te aduce, nimicul te reia. Nimic din tine în urmă nu va mai rămânea. Locul lui Mățu Stoian este singurul negru din zonă. Și are în față o bancă unde vizitatorii pot veni să se reculeagă și să vorbească cu maestrul. Drumul din fața mormântului este pavat pentru a ușura traseul celor care poate îl caută pe artist și pe vreme de ploaie sau zăpadă. Lângă artist se află și locurile Mariei Gușman și a impresarului său Doru Gușman. Există mereu lumânări aprinse la locul marelui artist ca dovada a faptului că el este încă prezent în memoria oamenilor. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.